Două autospeciale de la Câmpul Lung au intervenit inițial pentru stingerea incendiului. Pompierii au întâmpinat o problemă, întrucât în zonă nu există hidranți, așa că au chemat în sprijin altă mașină de la Mioveni. Nici locul îngust nu a permis o desfășurare mai amplă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați. Intervenția a fost dificilă din cauza distanței foarte mari până la hidranții de la care s-au făcut alimentarea. Focul a fost stins după aproape 3 ore. Proprietarul, un bărbat de 65 de ani, a fost salvat de un vecin care a văzut flăcările. Acesta a intrat în locuință și l-a scos pe bărbatul aflat într-un cărucior.